ne-am reîntors la prieteni de familie, spunem stop la primului concurs telefonic, mai avem de dat o cină romantică la restaurantul Natania, fie la Alba Iulia, fie la Sebeș, și mai avem încă două broșe. O să anunțăm la sfârșit câștigătorii acestor premii, până atunci însă punem a doua întrebare. Cine vrea dintre voi să pună o întrebare la care să răspundă telespectatorii noștri? Ce eveniment important a avut loc săptămâna care tocmai s-a sfârșit? Care se încheie astăzi. Până la mai pomenit despre acel eveniment, despre cum s-a numit săptămâna ce tocmai se încheie, continuăm discuția cu Dragoș, rămăsesem la marș. Da, noi anul acesta încercăm în fiecare an ca Ziua Mondială pentru Pacienții cu Scleroză Multiplă să fie deosebită, să nu facem două chestiuni care să se asemene de la an la an. Anul ăsta, spre exemplu, în 30 mai, care cred că pică miercuri, la ora 12.30 vom lansa în 8 orașe din România, printre care și Alba Iulia, 50 de baloane cu Ziua Mondială de Seme 30 mai 2012 cu heliu în fața Obelixului. Așa că voluntarii noștri, împreună cu membrii asociației, vom merge simbolic să lansăm aceste baloane în 8 orașe din România. E ca și o speranță și o rugă la Dumnezeu pe care vrem să putem o facem. Putem să asistăm și noi la eveniment, nu? Cu siguranță o să avem, cu siguranță o să vă invităm și cu siguranță și Alba TV, pentru că trebuie să menționez, Alba TV, de când este Alba TV, ne-a ajutat nu mult, foarte mult în promovarea tuturor inițiativelor asociației noastre și e important pentru că Alba TV și în general mass media este un canal, cel mai important canal de a ajunge mesajul nostru, asociațiilor neguvernamentale, la publicul larg, la oamenii care se uită acum la noi și întreabă ce face Speromanosul, ce face Protinerețe, și e extrem, extrem de important și toată implicarea la Alba TV în săptămâna aceasta a cântărit enorm, pentru că faci activități și dacă oamenii nu știu de ele, rămân așa ca o luptă cu un zid, dar așa, având tot timpul Alba TV lângă noi, la toate activitățile, începând de luni, când a fost conferința de deschidere a SNV-ului, a Săptămânii Naționale a Voluntariatului, și pe parcursul tuturor zilelor, când au fost diferite activități, Alba TV a fost acolo și asta înseamnă enorm de mult pentru că îmi spuneați să nu spun de mulțumiri, dar eu vreau să mulțumesc Albei TV pentru că e important că e alături de organizațiile guvernamentale și nu numai acum, eu aia spun că de când s-a înființat postul, tot timpul am găsit aici un partener important în transmiterea mesajului nostru. Încercăm și noi să ajutăm atât cât este posibil, așa cum putem cu forțele noastre, fiecare inițiativă umanitară a voastră, fiecare inițiativă a asociațiilor în forurile cărora vă aflați. Flaviu, s-a încheiat Săptămâna Națională a Voluntariatului, tu ai coordonat majoritatea acțiunilor, dar ai avut mulți parteneri. Așa este, am avut foarte mulți parteneri, începând cu colegii care ne-au ajutat direct în organizare, Asociația SMS Peru Max Alba, Asociația Sprijiniți Copiii au fost alături de noi, Liga Studenților din Alba Iulia, din cadrul Universității 1 decembrie, Universitatea 1 decembrie 1918, chiar m-a surprins cu o prezență și cu o participare foarte activă la activitățile din anul acesta. Păi nu ar trebui să fii surprins, pentru că este normal, este firesc să participe, sunt mulți tineri, chiar ar fi de dorit mulți să vină ca voluntari, iar voi, facultatea voastră, chiar sunteți parte, componenta universității. Da, mai că anul acesta a picat această săptămână în partea de perioada de practică, în care majoritatea studenților erau în practică pe fiecare pe domeniul lui și nu prea au fost prin universitate, însă studenții care au fost în cadrul universitar au participat la activitățile, cum deschide oficială sau la workshop-uri care s-au desfășurat în universitate și nu numai. Ați avut și o prezență care pe mine chiar m-a surprins, colegiul militar. Da, cu colegii de la Liceul Militar, Mihai Viteazu din Alba Iulia, la fiecare activitate de voluntariat, cum spunea și domnul colonel, când este o activitate de voluntariat așa majoră și nu neapărat, că în orice activitate organizată, indiferent sub ce umbrelă,
ei se implică. Nu mai trebuie să le cerem sprijinul și tot timpul au voluntari, chiar unii pregătiți pe anumite domenii, pe mediu, în caz de calamități naturale, au corp pregătit de voluntari care să acționeze acolo unde este nevoie. Să sperăm că nu va fi nevoie. Da, da. Voi sunteți mai vechi în ale voluntariatului. Vi s-au alăturat anul acesta noi colegi din alte instituții de învățământ sau din alte asociații? Pot să spun că da. În principiu și anumiți colegi de la mine din clasă s-au alăturat unor campanii, unor workshop-uri sau diverse activități care s-au petrecut în săptămâna aceasta. Dacă ne referim la săptămâna aceasta, că tot ați adus vorba despre această săptămână, care a fost evenimentul care ți-a plăcut cel mai mult? Pot să spun campania Stradale Alternativă la Vici, în urma căreia încercăm să conștientizăm populația de consecințele fumatului, să promovăm un stil de viață mai sănătos, astfel oferim un măr. Asta mi-a plăcut și mie foarte mult, să știi. Aici avem gusturi comune. Da, oferim un măr în schimbul unei țigări și spre surprinderea noastră chiar am avut succes. Cam câte mere ați oferit anul acesta comparativ cu anul trecut? Că și anul trecut a fost o alternativă de genul acesta, da, la viciul fumatului. Anul acesta am avut așa mici probleme cu vremea, în care câteodată a trebuit să anulăm, să ne retragem de... Dar anul trecut? Anul trecut am dat a fost vreme 90 de kilograme de mere, am reușit să împărțim în 5 ore. Ca număr cam cât înseamnă? Cam câte țigări ați primit? Cam câte țigări ați distrus? Nu le-a numărat nimeni, fiindcă am primit pentru mări chiar și câteva pachete de țigări. Au fost oameni care au zis, bun, pentru că voi promovați un stil de viață sănătos, astăzi renunț la pachetul meu și de țigări. Și ați verificat dacă n-a crescut cumva vânzarea la țigări în urma acțiunii voastre? Nu. Chiar și oameni care erau în timpul serviciului la anumite instituții, văzând pe geam că noi sunt părții, mereu au ieșit de curiozitate și chiar au lăsat o țigară. Se vede ce se întâmplă. Da, dar la bătaie n-ați fost luați de nimeni? Au mai fost unii care s-au uitat un pic și dat, cum adică se renunță la o țigară? Costă o țigară, costă nu știu cât și umări mai ieftin. Face, da, dar țigara costă foarte mult pentru sănătatea ta. Un măr îți aduce mult mai multă valoare și prețul unui măr este Vă ascultă oamenii? Când aveți campanii de genul acesta în care trebuie să și vorbiți, să le și deschideți ochii minții? În principiu, da. Sunt oameni care sunt foarte interesați de campaniile noastre, dar să avem și oameni sceptici care ne cam fugăresc, să zic așa. Ne îndepărtează. Dar aceste campanii pot zice participând de 2 ani de zile că sunt un real succes. Oamenii fiind informați și oamenii se bucură de aceste campanii. În săptămâna aceasta voi la ce? La care dintre acțiuni ați participat? Marșul, din păcate, nu a avut loc, însă evenimentul care... Da, marșul iarăși ar fi fost, era una dintre activitățile foarte frumoase și cu mare priză la public. Evenimentul care mi-a plăcut, cred că cel mai mult, a fost o întâlnire cu voluntari, dar nu numai, cu oricine care dorea să vină, cu niște voluntari veniți din altă țară, din Germania, Estonia, care ne-au povestit un pic de ce vin ei în România, de ce vor să facă voluntariat, cu ce îi ajută și cum este privit voluntariatul dincolo. Și chiar te ambiționează, vezi că este recunoscut și să nu te lași. Mie mi-a plăcut întâlnirea care am avut-o cu Asociația Națională împotriva traficului de persoane. S-a desfășurat în 15 mai, care este Ziua Internațională a Familiei. Și mi-a plăcut deoarece am aflat o mulțime de lucruri despre, în general, traficul de persoane și m-a făcut să-mi doresc să mă implic mai mult ca voluntar și pe această ramură. De asemenea, mi-a plăcut ziua cu teatrul, deoarece și eu am jucat în acea piesă și a fost o atmosferă foarte plăcută, foarte distinsă. Lumea s-a simțit bine și... Despre ce teatru și ce rol vorbim? Cel menționat anterior, Avarul, de Molière.
făcut de trupa Batista Coeter de la Colegiul Național Hora Creoșca și Crișan. Voi ați avut o săptămână plină, ați fost prezenți în mai multe evenimente. Da, așa este, am avut și un concurs miercuri, mergem mai departe la națională. Bravo, felicitări, iată, un teatru de amatori. Da, reușesc da. Să ajungă, să sperăm că veți veni cu marele premiu. Și noi sperăm. Eu văd că tot veni vorba de teatru, văd că anul acesta aveți inscripționat un slogan foarte frumos. Voluntariatul nu e o poveste, e de povestit. Clar, și acum că tot Andrei a adus aminte de acești voluntari internaționali, noi am reușit în urma unui efort de jumătate de an cu voluntarii noștri să ne acredităm pe Serviciul European de Voluntariat. Un serviciu care permite atât voluntarilor cu vârstă cuprinsă între 18 și 30 de ani să aleagă o țară din membră în Uniunea Europeană să participe la programele de voluntariat pe diferite domenii, între 2 săptămâni și maxim un an. Atât ca să meargă în străinătate din România, dar și voluntari din Uniunea Europeană să vină în România. Este o surpriză că după ce am primit acreditarea de la București, într-o săptămână am primit deja 5 cereri de voluntariat, 4 din Turcia și o cerere din Franța, care vor efectiv să vină să implice ca voluntari la noi în România pe orice este nevoie, chiar indiferent de mediul social sau de mediul, numai să așteaptă acum să vedem care sunt pașii următori ca acești voluntari să vină să întărească echipa noastră din Alba Iulia. Vorbești de Alba. Cei 5 vor în Alba. Vor în Alba Iulia aici, fiindcă trebuie să fie o organizație care să primească voluntari internaționali, trebuie să îndeplinească anumiți pași cu Bucureștiul, care acum nu este chiar mândri că am muncit foarte mult, procedura este în limba engleză și sperăm să promovăm în felul acesta voluntariatul chiar cu voluntari internaționali, să vină să aducă un plus de valoare. Și v-ați gândit unde să-i plasați? În principiu, noi să creăm niște activități pentru spitale, pentru copii, fiindcă vedem, personalul este supra-solicitat și încercăm să creăm niște activități de recreere, de joacă pentru copiii care efectiv stau în spital. Fiindcă programul poate nu pot persoanele angajate și părinții să stea 24 cu 24 copii. Este foarte dificil. Și încercăm să ajutăm persoana, fiindcă poate în timpul cât este în spital trebuie să mai dai un telefon, trebuie să mai aduci ceva. Să sperăm că și în spitale lucrurile s-au mai schimbat, nu, Dragoș? Pentru că până ieri alaltăr nu prea ți dădea nimeni voie să stai lângă copii, ba chiar acolo era așa o strictețe... Mai mare. Foarte mare. Mai mare. Din păcate, lucrurile în spitalele noastre, acum vorbesc ca și părinte, am un copil de 2 ani de zile, o vidiță și mă gândesc cu groază. Că... Îl pupăm, îl salutăm, da, sper că ziua, se uită la noi. Da, cu siguranță. Mă gândesc că uneori cu groază că inevitabil te îmbolnăvești, inevitabil trebuie să ajungi în spital. La un moment dat din ajungi păcate, și acolo. Din păcate, riști să vin în spital mai bolnav decât te-ai dus în spitalul noastre. Bine, asta e un aspect, noastre. Dar eu vorbesc de cel al însoțitorului. Da, este foarte, foarte dificil pentru un însoțitor să stea lângă copil. Exact. Efectiv, dacă vrea, spre exemplu, mama să stea normal cu copilul care are 2-3 ani, este internat în spital, nu există condiții. În Occident, chestiunea asta este o normalitate, nu numai la copii, și la oricine. Poate să stea dacă este un pacient cronic sau o afecțiune mai puternică. Se poate sta. La noi încă mai avem de lucru foarte, foarte mult. Asta spun, chiar mă uitam că ar fi bine să poată să meargă acești voluntari acolo. Cred că s-ar bucura și copiii, pentru enorm. Că dincolo de suferința lor, noi am avut la un moment dat un proiect cu un teatru prin spitale și chiar s-au bucurat enorm să se joace cu baloane, cu clownii, dar din păcate sunt niște reguli încă foarte stricte în spitalele din România. Da, în schimb, da. Sunt foarte deschiși cei care au case în care adăpostesc copiii mai puțin norocoși în viață. Aici, legat de spitale, chiar avem exemplul acesta în care colegii de la Centrul de Voluntari din Cluj-Napoca implementează de 2 ani de zile acest program cu succes cu voluntari internaționali care ajută efectiv copiii să prin niște activități, chiar dacă are mâna în gips, poate să se joace, poate cu mintea să ajute la un puzzle, la alte activități care se pot crea cu copiii.
Și la casele de copii deja desfășurăm activități de voluntariat. Avem la Fundația Română pentru Copii. De asta spun că ei sunt mult mai deschiși la asemenea lucruri. Da, procedura este un pic mai ușoară, fiind o asociație neguvernamentală, se încheie un contract de parteneriat foarte ușor. Nu trebuie să vorbești direct cu președintele, procedura este mult mai simplă. Noi avem deja o astfel de parteneriat cu Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie din filiala Alba Iulia, în care voluntarii zilnic, de luni până vineri, merg și ajută copiii la teme, la română, la matematică și nu numai, activități educative. Ai participat? Că am văzut că aprob ce spune Flaviu. Da. Și eu în fiecare vineri merg la această fundație unde îi ajut pe copii să învețe, fac jocuri cu ei, povestesc cu ei și stau alături de ei. Care a fost cea mai grea întrebare? Că de obicei copiii pun niște întrebări ucigătoare. La matematică. Cu matematică. Bine, dincolo de teme. N-ai avut întrebări de genul de ce copacul ăla face ciori sau chestii de genul ăsta? Nu, în principiu, la Fundația Română Comunitară sunt copii foarte deschiși, copii foarte isteți, care sunt destul de inteligenți și nu m-au închis tocmai până acum cu întrebări. Tocmai că sunt foarte inteligenți, tocmai până acum nu m-au închis cu nicio întrebare. Și noi am încercat pentru două luni acest program, să vedem dacă merge dacă sau prinde. Dacă prinde și am văzut că prinde și chiar a insistat doamna președinte de acolo să continuăm acest demers pe viitor. Și chiar ne-am gândit acum să-l și extindem la celelalte case de copii și nu numai la centru, la azilul, căminul de persoane vâznice, ca să zic așa numele complet, că nu este un azil, da, este un cămin. Chiar este nevoie de prezența voastră, pentru că și acei oameni, de câte ori mergem înspre ei, se plâng de același lucru, n-au cu cine povesti. Da, au niște povești extraordinare de viață, chiar am avut un voluntar, tocmai din Germania, care au dialogat acolo impresionant. Culmea cu două persoane în vârste. Au în vorbit până i-au durut mâinile. Da. Chiar 3 săptămâni au povestit în continuu în germană. A fost o surprindere plăcută pentru mine. Nu mă așteptam ca să știe o limbă destul de dificilă. Limba germană nu este... De ce? Pentru că acolo sunt oameni din toate mediile și sunt mulți veniți și din județul vecin, Sibiu, și din zonele de saș din județul Alba. Da, a fost o surpriză plăcută pentru mine și acum chiar și de Crăciun organizăm ăsta, spectacole, mergem la colindat la ei și frecvent, spuneam, o dată pe lună cel puțin mergem în vizită la persoane. Acum încercăm să facem și un fel de permanență acolo care tot timpul să fie niște voluntari. Prăjituri ați primit? Nu știu, nu i-am întrebat pe voluntari. Eu am primit, v-am luat și portocale am primit acolo. Am primit și noi, am primit de fiecare dată când am fost. Și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun am fost și le-am colindat, i-am ajutat să împodobească bradul și s-a văzut pe fețele lor că erau foarte fericiți, vorbeau cu noi și doamnele de acolo ne-au primit foarte bine, ne-au servit cu suc, cu obicei. Da, eu chiar le felicit pe doamnele care lucrează acolo pentru că au o răbdare monumentală. Monumentală. Și pe voluntarii care acceptă această provocare să lucreze cu niște persoane care spune noi că sunt de vârsta a treia, dar au o experiență de viață foarte impresionantă. Dacă stai să vorbești cu ei, poți să afli niște lucruri poate care poți să-ți ușureze ție viața pe viitor. Și chiar li se potrivește cea de-a treia tinerețe pentru că au un spirit foarte tânăr. Da, așa este. Și să știți că în urma discuțiilor și experiențelor avute, în special cu aceste două categorii, cu copiii și cu bătrânii, ai cele mai mari satisfacții ca și voluntar. Pentru că o persoană în vârstă simte nevoia să-ți spună cum se simte sau cum a dormit azi noapte, iar în cazul copiilor ei se exprimă cel mai deschis. Îi vezi zâmbind, râzând și dorind să nu te mai lase să pleci. Și la început, noi, Asociația Pro-Tinerețe, fundată de Părintele Florin Croitoru, care este președintele, eu sunt coordonator de proiecte și coordonator de voluntari la această asociație. Inițial am început-o cu Asociația de Tineret pentru Tineret, însă în ultimul an chiar ne-am extins un pic platforma și pentru tinerii de categoria a treia. Și sperăm noi să facem cât mai multe activități cu toate categoriile, fiindcă numărul voluntarilor se dublează și număr care ne permite să implementăm aceste diverse activități. Pentru Părintele Croitoru chiar am toată gratitudinea mea, pentru că este un om care se implică în foarte, foarte, foarte multe lucruri bune, lucruri pozitive pentru județul Alba.
Da, chiar împreună cu părintele am reușit să facem și un centru de voluntariat în Alba Iulia, un centru care să unească asociațiile neguvernamentale și nu numai, împreună cu oamenii de bine să sprijine mișcarea de voluntariat. Mișcare care, spunea și Dragoș, este un pic mai greu pe plan legislativ recunoscută, însă la studenții vin tot timpul după un an de zile de perioadă de activitate să ceară o mică recomandare, un fel de evaluare a muncilor de voluntariat ca să poată să fie ca puncte în plus pentru o bursă Erasmus, fiindcă, cum zicea Dragoș, în străinătate se face deja acest demers la angajare, însă la noi în România se merge foarte mult pe partea de aplicare bursei internaționale. Chiar zilele trecute, la noi la SMS Peromax, o colegă de-a noastră a primit o recomandare din partea lui Dragoș pentru o bursă Erasmus, care iată, cred că a fost foarte folositoare. Încep să se miște încet, încet și în societatea românească se mișcă încet, încet, Dragoș, așa cum spuneai tu, și în studioul nostru. Exact. Dar ne apropiem de încă o pauză. Înainte de pauză însă o să o ascultăm pe doamna Leontina Fărcaș. Doamna Leontina Fărcaș, care de foarte multe ori a fost prezentă la activitățile voastre, a fost Dați-mi voie să spun și să-i mulțumesc, doamna Leontina Fărcaș. Este o femeie care ne ajută pe noi, marșul persoanelor cu dizabilități, cu handicap. Este imaginea marșului. E un lucru fantastic, pentru că de obicei artiștii, și nu asta a spus, vin pe bani grei. Da, nici nu vreau că să menționez. Ea a acceptat să vină an de an la acest marș și să fie imaginea noastră. E un lucru fantastic și îi mulțumim pentru chestiunea asta. Ei, ia că o ascultăm atunci cu drag, ne este o dragă prietenă și vouă și nouă și la Albei TV, pentru că și la Alba TV vine de fiecare dată când este solicitată. Doamna Leontina Fărcaș, după care luăm o scurtă pauză. Fost noi mai fi iară, la 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 la.
na 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 na. Și să-ți dau binile lumii mai na la 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 la. Cum ai fost, n-ai să mai fii.